Aici la Amelia, la domnul Mihai și la doamna Lilia. Care e domnul Mihai? Hai, veniți mai încoace. Așa, în primul rând o mână caldă, căliță, că ați ales așa o gospodină. Aplauze! Să știți că n-a venit-o cu mâna goală. Așa, un buchet frumos pentru mama. Șampanie nu chiar pe șoară, dar merge. Să meargă? Da. Nu, precis. Și o jucărie pentru frumoasa. Da? Aplauze. Mulțumim mult. Cum v-ați sățit? Da, da, mulțumim. Și mulțumim că ați Așa. Uitați-vă, doamna Lilia, domnul Mihai, totuși dacă a venit, vreau să vă felicit. Să vă doresc multă sănătate, multă putere, dragoste, iubire, să vă crească milița mare, să aveți doar fericire de la ea. Totuși, dacă nu am venit din partea cuiva, cineva foarte, foarte mult vă iubește și vă respectă. Dar ce ne trebuie să ghiceți? Cum credeți? Diu și Cristina. Dar ce ne sunt ei pentru dumneavoastră? Fratele și cumnata. Fratele și cumnata. Aplauze! Nu știu, nu știu, poate mai este cineva. Ce spune soțul? Nu știu, poate Fini? Fini, aplauze și pentru Fini. Mai tare, mai tare. Uitați-vă că am aici o felicitare frumoasă și după ce o să-i dau citirile, deja o să vedem de partea cui, bine? Da? Astăzi, de toată inima, dorim să te felicităm cu ocazia primei aniversări. Îți dorim multă sănătate, multe cadouri, dragoste și grijă din partea familiei. Fiecare zi din viața ta să fie o adevărată sărbătoare. Fiecare spinul să-ți ofere multe surprize frumoase. Să crești mare, sănătoasă și să te bucuri de această viață frumoasă. Dar să nu uiți să-ți asculti și să-ți iubești părinții. La mulți ani! Păi, și felicitarea vine din partea lui Gicu, Cristina și bunica Valentina. Ați ghicit, aplauze! Și haideți să facem o poză, pentru că